ia uitați. Așa. Bună, bună. Este cremoasă și bună și moale. Înghețată, bună și gustoasă. Să știți că este bună, cremoasă. Înghețată cu ciocolată. Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem înghețată. Ia uitați. Înghețată în aceste forme. Vedeți? O să o punem aici în interior. Și apoi o să punem căpucelul și dăm la frigider, la congelator. Aceasta este acum scoasă din, o lăsăm câteva minute ca să o putem scoate din formă și între timp eu o să vă spun ingredientele. Așa. Și o să avem nevoie pentru înghețata noastră de ciocolată de 340 de lapte. 2 ouă. Aceasta o facem pe foc. De 100 de grame de ciocolată. 100 de grame de zahăr. Ciocolata este 50% cacao. Și 20 de grame de cacao amară. Așa. Vom avea nevoie de o tigăiță unde vom pune laptele pe foc. Și de un vas unde o să amestecăm ouăle cu zahărul și cu cacao. Și ciocolata o punem în laptele fierbinte. Aici avem laptele, 340 de lapte. Și în tigăița noastră, am să dau deoparte, în tigăița noastră o să punem 340 de lapte și punem pe foc până începe să fiarbă. Așa. Punem și mânerul. Și punem pe foc. Și acum, în vasul nostru, o să punem 2 ouă și le rupem, așa le spargem, 1, 2, așa. O să punem și zahărul, deci 2 ouă, 100 de grame de zahăr. De grame de cacao amară. Și acum amestecăm cu un tel încet totul. Așa. Laptele l-am pus pe foc să se încălzească. Și apoi o să-l adăugăm aici peste. Dar în lapte o să punem și 100 de grame de ciocolată, 50% cacao eu am astăzi. Așa. Și amestecăm ouă cu zahărul și cu cacao. Și cine dorește poate pune și esență de rom. Dar eu astăzi vreau gust doar de ciocolată. Așa. Și amestecăm așa bine. Între timp, laptele se încălzește. Așa. Am amestecat bine. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit în bucătărie la Camelia. La prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai. Facem și altele. Facem și săpunele și creme. Creme pentru păr, tratamente.
măști pentru păr, pentru față, uleiuri, uleiuri medicinale, săpunuri. Așa, am amestecat așa bine. Laptele e pe foc. Aici avem formele, vedeți? O să punem în aceste forme. Și apoi aici avem bățuri. Și le umplem și punem la congelator. Aici am scos ca să vedeți cum arată, să vedem dacă iese. Încă, să vedem dacă s-a încălzit puțin. Mai așteptăm. Ca să iasă mai repede, putem pune într-un vas cu apă călduță și imediat iese. Așa. Să vă arăt și cum arată. Mai așteptăm puțin și după aceea scoatem. Să vedem laptele. Așa, și laptele este aproape gata. Ia uitați, vedeți? Până la punctul de fierbere. Și acum adăugăm ciocolata. O punem așa, în interior. Și amestecăm. Să se topească puțin. Așa. Amestecăm încet, încet. Cât timp se topește ciocolata, noi să vedem dacă putem scoate înghețata din formă. Așteptăm puțin, că nu este gata. Ia uitați. Așa. Bună, bună. Este cremoasă și bună și moale. Am să pun înapoi. Eu mai las puțin aici afară. Și între timp topim ciocolata aici. Amestecăm. Așa. Ciocolata este aproape topită. Acum o să răsturnăm totul peste oul cu zahărul și cu cacao. Vedeți? Aici avem compoziția noastră de ou cu zahăr și cu cacao. Am amestecat bine. Și acum o să punem laptele cu ciocolata. Peste. Încet, încet. Așa. Și amestecăm. Încet, încet. Și după aceea o să punem totul pe foc. Din nou. Ca să obținem o cremă. Așa. Încet, încet amestecăm. Așa, și acum vom pune totul înapoi în ulița noastră. Și amestecăm, amestecăm bine. Așa. Și o să dăm pe foc, la foc mic. Și amestecăm continuu până se îngroașă. Vedeți cum arată telul acum? Când este gata, crema o să se lipească de tel. Și o să pun pe foc la foc mic și între timp eu vă arăt înghețata. Așa. Să vă arăt înghețata. Aici am formele. Așa, am pus pe foc. Acestea sunt formele, vedeți?
Sunt câte patru. Acesta este bățul. Punem compoziția, închidem și dăm la congelator. Și rezultatul o să fie ceva de genul, ia să vedem, acesta, vedeți? Înghețată, bună și gustoasă. Să știți că este bună, cremoasă. Înghețată cu ciocolată. Am să le dau la congelator. Ia să vedem aici dacă putem scoate. Uitați. Să vedem cum se vede. Vedeți? Așa. Bună, gustoasă, delicioasă. Nu doriți și nu aveți forme, o să vă arăt că le punem într-un vas. Și de acolo o să luăm cu lingurița. Am să dau la congelator că se topesc și o să le vedem la sfârșit. Aici mi-am pus niște cuburi de gheață ca să răcim mai repede, ca să putem pune în forme. Așa, să scoatem. Cubulețele de gheață. Și vom pune și într-un vas, vedeți? Într-un vas de sticlă cu capac. Și punem toată compoziția rece, o băgăm la congelator. Și este numai bună. Când începe să înghețe, să se întărească, să o servi. Să vedeți ce bunătate. Așa, ia să vedem crema. Ia uitați, încet, încet noi amestecăm. Așa. Încă nu se vede, vedeți? Crema pe tel. Trebuie să se fie mai groasă. Aici mai amestecăm, o să răcesc ca să pun în două forme. Aici vom pune. Am să pun și două colți de la linguriță. Așa. Ca să nu rupem vasul. Și cine dorește poate pune și arome, poate pune esență de rom sau puțin lichior de ciocolată poate pune în interior. Și să vedeți ce bunătate. Este un deliciu. Aceasta este înghețată. Am să las așa. Vedeți? Se vede petel. Așa. Este gata. Am să încerc să o pun aici în acest vas. Am să dau deoparte formele noastre și am să pun în acest vas. Sperăm că nu se sparge. Așa. Vedeți cum se vede petel? Așa. Cam aceasta să fie consistență. Și o parte o să punem să se răcească. Acum, ce ne-a rămas am să pun aici peste gheața noastră, să se răcească mai repede. Aici lăsăm să se răcească și dăm la congelator. Punem capacul și o să dăm la congelator. Așa, să dau deoparte. Aici avem înghețata noastră care s-a răcit. Și vom pune în aceste forme. Cât mi-a rămas. Aici avem cea care încă este fierbinte. O lăsăm să se răcească și după aceea o dăm la congelator, vedeți? Așa. Deci este cam jumătate de kilogram de înghețată din tot ce am făcut. S-a topit și gheața. Am să dau deoparte. Așa. Și acum să punem. Ia uitați, așa, și turnăm în forme. Așa, ia să vedem dacă mai iese încă una. Așa. Și acum vom pune aceste, vedeți, aceste bețe.
aici e mai mult designul la această formă. Așa. Punem. Uitați, am pus înghețată și punem deasupra. Are și bărți. Și dăm la congelator. Și dacă nu dorim și nu avem aceste forme sau alt fel de forme așa de pus, punem în interiorul unui vas acoperit. Cum am pus eu aici, vedeți? Fiindcă este fierbinte, lăsăm să se aducească bine, bine, bine. Și dăm la frigider. Și avem o înghețată de ciocolată delicioasă. Înghețată de ciocolată delicioasă. Ia uitați. Astăzi am făcut înghețată de ciocolată. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și ne vedem mâine cu alte rețete. Vă pup, la revedere și o zi frumoasă în continuare. Pupici! Pupici, mulți pupici, multă, multă, multă sănătate și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Vă pup, la revedere!